Nicoleta Florina Minciună este elevă în clasa 10-a la Colegiul Tehnic Metalurgic din Slatina. Fata provine dintr-o familie modestă, dintr-o comună din județul Olt. Ea s-a numărat anul trecut printre liceenii care au primit bani de la stat ca să-și continue studiile. Așa se va întâmpla și în acest an școlar. Stau în cămin și am plătit căminul. Cred că ar trebui să primiți o sumă mai mare? V-ar ajuta mai mult sau sunt buni și aceștia? Sunt buni și aceștia și contează să fie. 20% dintre elevii care au absolvit anul trecut această unitate de învățământ au beneficiat de bani pentru liceu. Pentru a putea să primească ajutorul financiar din partea statului, liceenii trebuie să îndeplinească anumite condiții. Un prim criteriu este acela de a nu se depăși venitul brut pe membru de familie de 150 de lei, după care dovezi că nu au alte venituri în afară de cele prin prestarea de servicii. Copilul trebuie să fie prezent la școală, să nu depășească 20 de absențe. În momentul în care atinge acest număr de absențe, îi se suspendă pentru tot anul, fără șansa de a îi se reda această bursă. Liceenii care provin din familii modeste mai au la dispoziție câteva zile pentru a-și depune actele în vederea aplicării bursei sociale, ce constă într-un ajutor lunar de 180.000 de lei. Până la data de 1 octombrie, liceenii pot depune cereri pentru a beneficia de cei 180 de lei din programul Bani de Liceu. Cererile se depun la liceele unde aceștia sunt înscriși. În perioada 1-23 octombrie vor fi efectuate anchete sociale și vor fi evaluate cererile depuse, eligibilitatea acestora, urmând ca pe 28 octombrie să fie publicată lista beneficiarilor. Între 28 octombrie și 2 noiembrie se pot depune contestații. Acestea se vor soluționa până pe data de 6 noiembrie. Anul trecut, în județul Olt, peste 2500 de liceeni au primit sprijin pentru continuarea studiilor. Cei mai mulți aveau domiciliile în municipiile Slatina și Caracal și frecventau unitățile de învățământ cu profil tehnic.